Am revenit pentru a doua parte a clipului despre desulfatare. Am făcut mai multe experimente în acest timp. Am încărcat și descărcat 4 acumulatori din aceștia de UPS și am obținut la fiecare rezultate surprinzătoare, zic eu, în sensul că între 20 și 40% a crescut capacitatea acumulatoarelor acestea. La acumulatorul numărul 1, care din start știam că este defect, în sensul că nu puteam să-l încarc mai mult de 9V, am observat că nici după desulfatare nu se poate încărca mai mult de 9V, deci presupun că un element este în scurt și o să-l folosesc pentru alte probe. În schimb, la ceilalți, acumulatorii 2, 3 și 4, o creștere cu aproximativ între 20 și 40% a capacității. Am verificat și la acumulatorul de la mașină și am observat așa o creștere de 30% a capacității după desulfatare și diferența dintre ele, acumulatorii aceștia mici, e suficient să fie lăsați 2-3 zile la desulfatare. Însă un acumulator mai mare, cum este cel de mașină sau cel de la panou solar, are nevoie de 1-2 săptămâni pentru o desulfatare completă. Pe aici, pe oscilloscop, se poate vizualiza și forma de undă pe care o livrează acest aparat de desulfatare. După cum se observă, are niște vârfuri față de tensiunea normală pe care o ia din baterie. El dă înapoi niște vârfuri de 17-18V. Aici vedem timpul osciloscopului, este reglat pe 0,2 milisecunde și am făcut un stop cadru. Am pus la desulfatat și acumulatorul de la panourile solare, care are cam 100 amperi oră și am observat așa o ușoară scădere a capacității. Și va trebui să-l las minim o săptămână și după aceea îi voi măsura capacitatea să văd care va fi diferența înainte și după. Deci, în concluzie, din ce am observat eu, atât timp cât acumulatorul nu este defect și nu este în scurt, efectiv se merită încercat o desulfatare. Și în afară de acela defect, la toți am observat o diferență înainte și după. Și inclusiv eu recomand acum toamna, înainte de iarnă, recomand desulfatarea acumulatoarelor de mașină și asta le poate prelungi viața cu 2, 3, 4 ani, zic eu, pentru un utilizator normal. O să încerc și alte scheme de desulfatare mai complexe, dar sunt foarte încântat de modelul acesta simplu de desulfator pe care l-am folosit și am postat schema data trecută. Vă mulțumesc și vă aștept și în clipul următor.